Un alt incendiu a izbucnit la o gospodărie din orașul Vicovu de Sus, duminică seară. La fața locului au intervenit pompierii militari ai gărzii de intervenție Vicovu de Sus, împreună cu lucrătorii ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență Vicovu de Sus, Bilca, Voitinel și Gălănești, cu 7 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor ardeau acoperișul unei bucătării de vară și cel al casei de locuit, cu pericol de propagare la interior construcțiilor afectate. Pe timpul intervenției, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical unei femei de 64 de ani care a suferit un atac de panică. Aceasta a fost stabilizată și ulterior a refuzat transportul la o unitate spitalicească. Bă, o pocni ceva tare, nu știu ce o pocni. Și am ieșit afară și când am ieșit afară foc. Eu stau aici numai la o casă mai rămas. Nu știu ce s-a întâmplat de la ce o pocni și când am venit a găsit leșinată pe drum. Nu era leșinată, era conștient. Și am venit, nu m-am putut până apropiat o gradă. Ardea tare. Da, ardea foarte tare. Nu, am ieșit afară că pocnea azbestul. Pe sub tablă, cred că avea azbest, nu știu ce s-a. Pocnea sărea azbestul, cred că la șură, nu știu de ce. Și na, în fine, au venit pompieri în câteva minute, s-au oprit curentul electric și asta e situația în care se vede. S-au salvat bunurile și banii din casă, cu poliția, toți cu poliția, nu intra nimeni fără poliție, nu intra nimeni fără pompieri în casă, s-au salvat banuțe, actele, tot ce-a fost. Nu. Proprietarea în salvare acordă prim grijă medicale, na, se simte rău, vă dați seama, da. De asemenea, la locul unde a fost asistat proprietarul locuinței, de care a refuzat transportul cu atac de panică. În urma incendiului au ars acoperișul unei anexe și a casei de locuinței, după propagare la jură și anexele învecinate. Cu alte cuvinte, nu au fost.